Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față vom vedea cum se calculează condensatoarele, capacitatea condensatoarelor, legate în serie sau în paralel. Înainte de a vedea formulele de calcul, să vedem în mare, nu în detaliu, că să ne plictisim, care sunt submultiplii faradului cei mai utilizați, însemnând microfarazi, nanofarazi și picofarazi. Nu am pus și milifarazi pentru că se folosește extrem de rar sau spre deloc. Ca idee, spre exemplu, 1000 de picofarazi egal cu un nanofarad, 1000 de nanofarazi este egal cu un microfarad și așa mai departe. Atenție, nu trebuie să încurcăm microfarazi, acel U, un fel de U cu o linie în partea stângă a literei U de mână, pentru că se poate încurca foarte ușor cu acel M, M mic, MF. Însă acela e milifarad. Spre exemplu, 1000 de microfarad egal cu un milifarad. Dacă în clipul precedent calculul rezistoarelor se făcea în felul următor, rezistoarele în serie se adunau, crește, valoarea lor în ohmi creștea, iar rezistoarele legate în paralel, valoarea rezistenței scădea, în cazul condensatorilor, lucrurile stau invers. Condensatoarele legate în paralel, valoarea lor, capacitatea condensatorilor, se adună, utilizându-se formula de mai jos, capacitatea totală egal cu C1 plus C2 plus CN, în funcție de câte condensatoare avem în paralel. În cazul condensatoarelor legate în serie, se calculează utilizând formula de mai jos. 1 pe CT, capacitatea totală, egal cu 1 pe C1, plus 1 pe C2 plus 1 pe CN, în funcție de câte condensatoare avem. Să luăm un exemplu de calcul al condensatoarelor legate în paralel. Avem de față două condensatoare, unul de 68 la măsurare mi-a dat 70,5 nanofarazi, iar celălalt la măsurare mi-a dat 156 nanofarazi. Din formula de calcul, capacitatea totală egal cu C1 plus C2. De unde reiese că 70,5 plus 156 ne dă capacitatea totală de 226,5 nanofarazi. Să măsurăm capacitatea condensatoarelor legate în paralel. Am montat pe breadboard cele două condensatoare rezultat din testul anterior. Ele sunt legate în paralel, din câte se vede. Am opus eu un cablu, din câte se vede acolo, între cei doi pini. Prima dată să scoatem șuntul respectiv ca să nu fie legat în paralel. Ok. Și să-i măsurăm separat. Avem condensatorul de, mă rog, el scrie 68, dar e 70,5 măsura de mine anterior, iar al doilea de 156 nanofarazi. Să vedem. 155,9. 156, da? Ok. Rotunjim. Și acum să le montăm în paralel, da? Ok. Să punem șuntul. Punem scurt șuntul respectiv. Și acum sunt legate în paralel. Să măsurăm. Oricum, la fiecare, dacă aș măsura tot, sunt în paralel. Deci, formula este corectă. Ne dă 226,5 nanofarazi. Să luăm și un exemplu de calcul al condensatoarelor legate în serie. Avem de față două condensatoare. Primul condensator C1 de 59,6 nanofarazi, iar al doilea de 34,6 nanofarazi. 1 pe 59,6 plus 1 pe 34,6 C2. În cazul fracțiilor, pentru a calcula numărătorul, trebuie să ajungem la același numitor. Și anume, numitorul mai mare îl împărțim cu fiecare din numitorii mai mici. În cazul nostru avem decât două fracții de calculat. Din împărțirea celor două numitoare, 59,6 și 34,6, ne-a dat 1,72. Așa că valoarea dată după împărțirea celor două numitoare, înmulțim fracția având numitorul mai mic cu care am calculat, cu care am împărțit,
Înmulțim și numărătorul și numitorul pentru a ne da același numitor. Și anume 1 pe CT egal cu 1 pe 59,6 plus 1,72 pe 59,6. Apoi adunăm numărătorii, numitorul se copiază, nu se adună, apoi împărțim 2,72 pe 59,6 ne dă 0,045. Apoi, capacitatea totală este egal cu 1 pe 0,045, de unde ne reiese valoarea de 22,2 nanofarazi. Să verificăm și condensatoarele legate în serie. O să le măsurăm separat. Acestea sunt cele două condensatoare. Primul de 59,6, iar al doilea de 34,6. Să verificăm practic. Primul condensator de 59,6, acesta este, iar al doilea mai punem o dată 34,5, aproape de 34,6. 34,6 nanofarazi. Și acum să măsurăm în serie. Ar trebui să ne dea valoarea de 22,2. Să vedem momentul adevărului. 21,8. Hai să termin clipul privind calculul condensatoarelor legate în serie sau în paralel. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați vă rog de like sau vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Și vă aștept pe data viitoare la alte clipuri. Toate cele bune!